7 copii. Îi cresc singură. Casa am răscumpărat-o în Ratis. Slavă Domnului, nu m-am terminat-o cu casa. Mi-e foarte greu. Am ajutor social, primesc ajutor social. Dar cu 7 copii eu nu ne ajunge. Mi-e foarte greu. Trebuiește și reparații, lemne de iarnă, nu avem. Când cu casa am avut un ajutor de la primărie de 5.000 de lei, ca să ne răsplătim cu casa. Copiii sunt la grădiniță 4, 2 la școală. Și mi-e foarte greu cu dânșul. Trăim numai de pe ajutorul social și primim. Mai mult, nimic nu avem din niciun. Soțul ne-am lepădat de-am aproximativ 2 ani de zile. Până la asta am locuit în Moscova cu dânșul. A fost așa ceva că m-a trezit dimineața și rău să mănânc și nu aveam ce să le dau să mănânc. E drept ce spune mama copilaș că dimineața l-a trezit și n-a să avea ce să mâncați? Da. Ei bine, și ce ați făcut în momentul ăsta când timpul vine dimineața și voi nu aveți ce să mâncați? Ce ați făcut voi de fapt? Mai am o femeie și am sat la care eu lapte, brânză, îndătorie și chiar mă duceam și luam ceva din lactate și le dădeam și mâncam. Da, le-a spus la copii acum când am telefonat că venim la... Da, da, copiii foarte bucuroși erau, au început să bucure tare, toți, da. Să vă aștepte. Voi sunteți bucuroși copilași că am venit la voi? Da, da. Da? Bravo, dar mergeți să ne ajutați să descărcăm tot? Da. Bun, e ca eu să văd cât de voinici și puternici sunteți voi. Hai să facem mamei o bucurie astăzi, da? Să ducem toată mâncarea care a fost pregătită pentru voi. Mergem? Da! Da. Hai să mergem! Hai să mergem! Ce am putea noi învăța de la om copil lăcrimând și totuși legănând o jucărie în brațe? Îmbrățișarea unui copil, ce mesaj ne-ar putea să ne transmită nouă oamenilor? Dacă un copil are grijă de un cățel flămând, noi cei maturi și sătui, de cine ar trebui să avem grijă? Dăruind doar o jucărie uitată, ai putea să-i faci un prieten nou unui copil abandonat de tată. Ai putea să-l ajuți să călătorească în oceanul dragostei lui Dumnezeu și din nou să se renască. Și acolo ce odată a ajuns, ai putea și tu să intri prin rugăciunea unui copil cu un bun răspuns. Mare îți va fi mirarea, căci acolo Dumnezeu ție îți va întări chemarea. Chiar în momentul acesta potrivit, ai putea să fii un om milostivit. Ai putea să te întâlnești printr-un dar nemeritat cu Dumnezeul Cerului în ograda unui copil abandonat. Tată Ceresc, Tu care ești milostiv, bun și îndurător, dăruiește-ne și nouă, măcar o părticică din sensibilitatea inimii tale. Ca și noi să simțim durerea acestei mame, așa cum o simți și tu în fiecare zi. Tiși! Lola!
Vă mulțumim din suflet pe toți oamenii care mi-au ajutat și ne-au trimis darurile Iisle. Slava Domnului, Dumnezeu să vă dea sănătate și să vă binecuvânteze. Că m-ați ajutat, asta e foarte mare ajutor pentru familia noastră. Dumnezeu să vă dea sănătate și slava Domnului, că numai pentru Iisus face toată bunătatea. El trimite oamenii ăștia ca să ne ajute. Faceți oamenilor tot ce doriți să vă facă și ei vouă. În acest principiu se încadrează toate cerințele legii și a profeților, Biblia. Vă mulțumim din suflet pe toți oamenii care ne-au ajutat și ne-au trimis darurile Iisle. Slava Domnului, Dumnezeu să vă dea sănătate și să vă binecuvânteze. Că m-ați ajutat, asta e foarte mare ajutor pentru familia noastră. Dumnezeu să vă dea sănătate și slava Domnului, că numai pentru Iisus face toată bunătatea. El trimite oamenii ăștia ca să ne ajute. Cred în Dumnezeu și cred că nu mă lasă nici când. Întotdeauna El a fost lângă noi și întotdeauna ne-a ajutat și nu ne-a lăsat niciodată. Slava Domnului! Mulțumim! La revedere! La revedere! Scump prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru Casa de Milostenie Chișinău. Vă mulțumim de susținere și suport. Chișinău, Casa de Milostenie, Moldova. Peste 19.000 de cadouri repartizate în 9 ani de activitate. Următorul clip va fi despre cum s-ar zice și o fată chinuită de părinți la știutunică până în clasa 7. Thank you.
fetea sa a făcut. E ultimul pachet de mâncare, mai niște mâncare. Mă gândeam azi, de unde Doamne să mai ies mai rău. Doamne, să vă dai multă sănătate. Mulțumesc din suflet.